Ar veni. Bună dimineața încă o dată. Bună dimineața, e fain să mergi la școală. La școală se întâmplă lucruri frumoase. E vânzoleală astăzi în zona de rectorat la Poli, pentru că oamenii s-au strâns să facă un lucru bun. Iulia este cu mine și mi-explică de ce sunt atâția oameni în spatele meu care se înscriu la ceva, parcă sunt la X-Factor. Bună dimineața! Bună dimineața! Mă numesc Iulia, sunt studentă în cadrul Universității Politehnica din București, anul 4, la Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor, pe scurt FAIMA. Stai, tu vrei să fii reporter sau prezentator? Nu. Văd că ai flow, așa, te uiți la cameră. Ce se întâmplă în spatele nostru? În spatele nostru se derulează un proiect de donare de sânge. Este un proiect pe care noi l-am primit de la colegii noștri mai mari, l-am moștenit, să spun așa. Este un proiect, noi îl considerăm unul din proiectele noastre de suflet, în care derulează aici de mai bine de 10 ani, de două ori pe an se întâmplă acest eveniment în cadrul aici, în Rectoratul Politehnicii, împreună cu partenerii noștri, Universitatea Politehnică din București și Centrul de Transfuzii din București, reușim să salvăm cât mai multe vieți. Considerăm că donarea de sânge este un gest nobil care ce oferă o șansă în plus la viață. Noi sperăm ca acest eveniment să continue cât mai mult timp în Politehnică. Și poate fură cineva ideea și mai facem în niște campusuri universitare. Sperăm acest lucru, ca cât mai multe campusuri universitare să preia această idee de la noi. Țin să menționez că într-o săptămână, cât durează proiectul, aproximativ 500 de persoane vin să doneze, iar alte 300 de persoane sunt respinse din cauza faptului că nu îndeplinesc toate condițiile pentru a dona. Dar detaliile astea se află aici, avem oameni profesioniști. Am înțeles că nu doare. Uite, am un cetățean care, scuză-mă Iulia, un cetățean care tocmai vine de la donat. Nu pari palid, pari în vână. Nu, sunt bine, am mâncat și înainte donat și după. Ok. Am băut șocola și mă simt bine. Cât sânge crezi că-ți ia? 450 ml, cam așa. Cât durează? Vreo 10 minute, depinde de persoană. Depinde cât ești de... Te-a durut? Puțin, când a scos sacul. Cel mai fain lucru este că ajuți un om pe bune să trăiască. Mulțumim, Iulia. Vedeți-vă de treabă, eu am aici de